nu avem cu ce să ne descurcăm. Noi încă nu am primit absolut nimic de la guvern. Așteptăm să, pentru că ni s-a promis și nouă să avem materiale specifice pentru medicina primară, avem numai lucrurile cu care am apucat să ne dotăm până să dispară, că și asta e o problemă mare, au dispărut din depozite. Nu avem măști, nu avem halate, nu avem dezinfectanți, nu avem mănuși. Aproape că nu avem cu ce face față, de asta trebuie să ne organizăm în așa fel încât să restrângem foarte mult accesul pacienților noștri la cabinete. Trebuie să se uite cineva și la noi, pentru că dacă cineva trebuie să trieze pacienții, în momentul în care se vor înmulți foarte mult și aceștia cineva vom fi noi, noi trebuie să fim pregătiți să rămânem cât mai mult timp sănătoși ca să putem aplica toate aceste măsuri.